Salutare, băieți, bine am regăsit la primul nostru episod cu The Crew 2. Eu The Crew 2 m-am jucat așa de ceva timp, doar că n-am făcut episoade niciodată și m-am decis ca data să facem episoade, fiindcă poate vă plac și voi episoadele cu The Crew 2. Apăsați butonul like neapărat să strângem, să zicem, 5 like-uri. Ia, ce o sumă puțină pentru voi, normal. Bani, așa va așa ceva și aici să vă arăt vehiculele mele, n-am cine știe ce. Am câteva, am acest Huracan, am această mașină care a fost gratis sau nu, dacă nu mă știu, am făcut niște curse pentru ea. Am acest M4, am acest SL, Mercedes AMG, am acest Fulger McQueen, zic eu, fiindcă am făcut-o ca Fulger McQueen, acest Aston Martin. Să mai dăm pe aici, mai am acest Mustang, ăsta a fost gratis, mai am Veneno-ul ăsta pe care nu mai știu cât am, dar am dat destul de mult. Mai am Bug-ul ăsta și o barcă și cam atâta. Cu ce să ne primăm în episodul de azi? Hai să ne plimbăm, eu zic să ne plimbăm un pic cu Veneno-ul, da? Hai să selectăm Veneno-ul și hai de să-i dăm drumul un pic cu Veneno-ul, să facem niște curse ceva. Să facem o cursă cu Veneno-ul, nici nu mai știu cum naibii porneam cursa, dacă mă credeți. FPS-urile le-am blocat la 60, dar sunt momente în care scade. Asta. Asta poate fi de la diferite cauze. Bă. What? Toată așa un pic. Ești prost, nu merge. Am băta, mă, gata. Gata, mă. Ce-a revenit. Bun. Home. Nu. Nu mai știu unde dracu era. Nu era la home. Nu era sigur la home. Nu era la home. Cum oricând e dracu. Dau drive. Bun. Și acum hai să dăm niște curse. Cursele, cum dracu, să mă bat mă, dacă mai știu cum făceam curs. Pacirea, dacă ceva pe aici. Open, open. Da, 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 da. Aaa, nu, nu, gata, gata, știu. Nu era pe aici, da, mă rog. Nu era aici, nu era aici, nu era aici, ieșim, ieșim. Și de aici, ieșim și de aici. Și mergem să ne luăm mașinița. Bun, ce mașină mișto să facem. Test drive, test drive. Bun. După mânt, dacă ar fi fost ceva. Deci. Și cursele nu poți să alegi tu. Uite. Special hypercar. Hai să facem pe aici cursa asta. Cursa asta cât e? Recordul e de 2 minute. Hai să o facem. Da? Facem și noi cursa asta, zic. Fiindcă o putem face. Să vedem ce am mai avea așa pe hartă de făcut, știți? Și dăm start. Da, nu, gen, trebuie să aștept dacă nu așa. Da. Bun, trebuie să aștept ca să ne bage. Aia e toată faza. Și hai să vedem dacă reușim să-i bate. Nu mă pricep, eu sincer vă zic, la condus și așa. Da. Bă, boost-ul era după... Boost-ul. Era după shift cutter-ul, ce drept. Aia, sunt singur, gen. Ok. Bine, mai e unde ăsta care e teleportat. Uite, în curbe aici, în curbe aici, aici e problema, aici e problema, în curbe, că sunt paletă pe curbe. Păi, ia pleacă mă tu de aici. Dar nu e problema de asta, că pe ăsta îi face botul ăsta. Mamă, de când nu m-am mai jucat de crud... Da. Păi, cred că vă uitați la mine mai mult ca să râdeți, dracu. Vă zic sincer, nu știu, nu m-am mai jucat de mult de crud și nu știu, mi se pare ciudat rău de tot acum. Vă zic toată sinceritatea, mi se pare așa ciudat de crew. Nu știu, prea ciudat mi se pare, uite. Parcă iau un pic curba mea prea mult sau... Nu știu, bă, băieți, ar trebui să mă mai joc de crew, poate mi-intru înapoi. Nu conduceam eu foarte bine, dar mai luam așa o curbă, două, aia e toată faza. Hai că poate mi-a intrat câtuși de cât în mână până acum. Nu, nu mai luăm, nu mai luăm cu drift, nu mai luăm cu drift niciodată, să știți. Am zis că iau cu drift, că ălea, că nu știu ce. Obiectivul meu e să-l întrec pe ăsta. Invizibil. Care s-ar putea să nu rezolv nici obiectivul, ca să vă dați seama. Dar păi dacă jucam cu niște playeri reali, aveam șansă decât dacă se făcea oia praf. Da, mă, păi dar n-am văzut în jos, mă, morții tăi de joc. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, al drag, cum se mișcă. Bă, mi se pare așa ciudat de cru ca nu știu, camera asta după mașină. Nici nu cred că trebuie să mișc mouse-ul, știți?
Țin doar mâna pe mouse și cam atât, dar mouse-ul nu ar trebui să-l mișc. Hai că poate-l iau și eu pe ăla, dar dacă nu se mai duce așa de mult. Hai că mi-am intrat cu unele curbe. Hai că poate le iau mai bine. Hai că văd că le iau mai bine. Hai, bă, băieți, că ne intrăm în mână încet încet. Și le luăm pe ăsta de la spate. Mai avem să-i dăm. Tiiit. Dă-te, bă. Dă-te că vin. Mamă. Aici nici nu mă stresez pe curbe, fiindcă dau una și din dreapta stânga și uite, deci ia singur după aia curba. Aici chiar nu mă stresez. Vă zic sincer că aici nu prea am la WASD. A și D, nu WASD. Vrea să-mi fac spate. Turbo. Dacă am lăsat obiectivul în spate. Salut, puiul, te pupă, fratele. Hai că s-a jucat, veți. Și mai facem niște bănuși. Dar aici, vedeți ce bine conduc, nu? Adică nu vedeți. Vedeți, eu aici nu. Doamne ferește, sunt prea paletă pe condus. Nu că paletă, prea paletă. Înainte parcă mai știam, bă, câte ceva. Așa, o curbă, două, nu vă gândiți, nu știu. Acum parcă nu mai știu nimic. Dar poate dacă încep să mă joc, poate o să, poate o să meargă. Și după aia cred că schimbăm mașina și vedem ce curs mai putem face. Facem un curs ceva cu BMW-ul. Nu cu BMW-ul, cu ălaltul Aventador. Nu Aventador, mă. Lambo, Fer. Nu mai știu ce aveam. Am și uitat. Ce ar place? Dau acolo în stâlp. Mă învârte singur. Finishing. Dar ăsta nu prea e finish, fiindcă la cum am condus eu nu putem zice că e finish. Ia uite, pa, am vrut să iau și eu cu drift cu ele. Hypercar, pese, pese, vreau pese, dați-i pese. 5.000 de bonus de aia, e bine, e bine 15.000. Pesele, 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 pesele. Bim, bim, foarte bine. Hai să punem piesele pe ea. Hai să punem piesele pe ea, aia vreau. Da, hai să punem rapid piesele. Unde vehicle? Performance. Da, aici bam, aici bam și aici bam. Foarte mișto. Și putem pune și pe alaltă. Pe Huracan. A, uite, am la Huracan. E bine, hai că facem și cu Huracan. Stă cam nasolul pe curbe. Și după cum eu abia le iau. Aici nu prea. Uite, până nu l-am, n-am ales toate astea bune pe la Huracan. Așa, așa ar trebui. Vedeți, n-am nici cine știe ce piese pe Huracan, dar hai să vedem ce facem cu el, ce putem face cu Huracanul ăsta frumos. Știți? Nu, ăsta e ăla, să zic. Bun, hai să dăm o cursă ce... Nu aici, mă, nu aici. Ce pe hartă dacă avem? Îmi plac ăstea după hartă. Că n-a ști. Uite, ăstea după aici, știți? Fiindcă... A, pot să le refac, gen, de 3 ori sau ceva. Să le termin și pe astea. Cursa asta de unde până unde e? Că stai așa. Ei. Da. Uitați că trebuie să... Hai să dăm ceva apropiat, o cursă ceva apropiat, dacă... Bă, e prea prost jocul ăsta! Mărim. Mărim. Tu zgura ta că mărim. Of, și ce facem? Și ce facem? Default. Da, așa. Dificultate. Hard, nu, că nu suntem în stare. Vehicle. Cum dracu era, mă? Nu, mă, dificultate. Mă. Skill. Da, aici ale evenimente. Ăsta este evenimente, da? Deci, mergem așa. Uite, îl facem pe ăsta. Da, mergem la asta. Am pus punct? Hai că am pus punct, ok, ceva. Dar nu mă puteam, bă, teleporta. Stați, mă, că sunt prost, mă, bă, băieți, lăsați-mă în pace. Eu voiam să, știi ce voiam eu să caut, dar nici voi nu cred că ați ce voiam să fac. Mergem pe ăsta, facem, da? Facem. Bun, știam eu de o cursă pe undeva pe jos, dar am văzut că nu era. Aici trebuie să mergem în față. Așa merge mașina asta încet. Să vedeți cum să ține mașina asta pe stradă. Cam greut, dar din câte țin eu minte. Uite, record eu de 1 minut 21. Bum. Pă, 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 pă. 2 1.
Am luat start. Dă-te, băi, cu motorul tău. Start driving. Aici nu mai greșim, nu mai avem voie să greșim. Aici am curbe, deci luăm curbele de acum înainte, le luăm încet, dar nu ne grăbim, bă, le luăm tare, că nu știu ce, că nu știu cum. Le luăm încet și nu ne va prinde nimeni. Așa încet cum le luăm noi. Fiindcă dacă le iau tare, dau un parapete. Uite cum s-au dus. Mamă, ăsta nu s-a dus în parapete, ești prost. Ăsta știe să se ducă. Ăsta știe să ocolească atunci. Nu e ca mine. Ia, că mă prinde de la spate, ești prost. Bă, nebunule, n-ai voie. N-ai voie, hai că deja am morcov în cur. Bă, n-ai voie. Mă dau mai în dreapta, că știi ce am făcut eu data trecută. Dacă țineți voi minte. Eram sigur că tot trebuie să mă duc eu prost. Eram 100% sigur că odată tot mă duc eu prost. Bă, mă pupă în cur. Ia mă, ia-o și pasta, pupă și pasta, fraiere. N-am o treabă cu condusul, băieți. O treabă n-am cu condusul. Dar îmi place. Chiar dacă nu prea știu mie, chiar îmi place să conduc, vă zic sincer. Și îmi place mult. Bă! De când mă... Am crezut că trebuie să fac dreapta. Am crezut că trebuie să fac dreapta, mă jur. Că de-aia m-am dus în dreapta. Vedeți că nu sunt atent? M-am suit pe ăsta. Ia-am da, bully. Ia-o. Ia-o, fraiere. Ia-o, mână. Ia uita așa curbe să iau aici. Aca drift. Trebuie să termin pe primul loc. Pentru cele mai bune. Astea. Nu trof. Cum se numesc? Premii. Trebuie să termin pe primul loc pentru cele mai bune premii. Ceea ce poate fi destul de greu să termin pe primul loc. Dar la cum suntem noi un șofer maestru și avem pe ăla în spate și ajungem la finish. Finish! Yeah, boy! Dacă mă pun în fața lui. De ce prin mine? Ia, ai când 24? Oh, ai când 24? Si! Sui! Sui! Da. Vrem și pentru asta niște premii. Buf, și merge să le și punem. Ia uite. Frumos roțile. Roțile. Avem și frâni. Mergem vehicle. Performance. Da, mă, da. Parcă altfel vă uitați. Da? Ia uitați. Și aici. Și aici. Mai pe asta, dar e mai bună asta. Au tot ce vrea inima ta. Ce bună e mașina asta. Și să vedem ce putem face. Uite, cu BMW-ul, cu M4. O cursă ceva cu M4. Ia uite. Ia uite. M4, tată. Da, M4. Asta da mașină, uf. Ia uitați ce frumos. Sețe. Să vedem ce putem face cu M4. Bun, băieți, am revenit aici frumos cu mașinița. Uitați ce frumoasă este acest M4. Și din interior. Ziceți voi că nu e caset. Nu? Și revenim și cu cursa pe care o vom face cu această minunată mașină. Da? Mașina n-o schimbăm, facem cu M4. Cea că să mergem, băieți. Da, clicul ăsta nu știu de ce mi-a rămas așa, dar mă rog. Uf. 3, 2. Și aveam și muzică. Da, trebuie să-i luăm pe toți și trebuie să fim în capul lor. Fiindcă acest M4 nu trebuie să regrete nimic. Este un M4. Este o adevărată mașină, un adevărat monstru. Da, dă-te mă, dracu. Nimic nu trece. Avem și muzică. Ia auziți. Tân, 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 tân. Hei, Zorina, Orana. Ia ce m-a luat pucărul cu Mustang-ul. Bă, tu mă, e cu Mustang-ul? Bă, tu vezi ce rachetă am? M4, puiu. M-am jucat mult de tot jocul ăsta. N-am, mă, că am picat peste tine, du-te, drag. Aici ai dăm boost. Of. Ox. Dați tare. Nu, am picat prost. De fapt? Vezi că n-a fost așa prost. Vezi că n-a fost așa prost deloc. Chiar n-a fost prost.
Ei, ore na, ore na, pără să un pic. Da, da. Vreau să zicem picajul, nu, da, condusul. Acolo ne-a rupt. Picat ca picat, că ai picat cum ai picat, da, de condus, da, aici, numai aici. N-ai nicio scuză. Dar nu ne văităm, nu ne văităm, fiindcă știm că avem un adevărat monstru pe care îl conducem, una M4. Interior splendid, exterior la fel și motor impecabil. Dau peste oameni, nu sunt sănătos. Dar haide, știi ce vreau să facem? Haide să-l dăm maxim, da? Să-i dăm speed maxim, cât poate să prindă, haide. Da, deci în curbe încetinesc puțin, fiindcă vreau să iau tot cu viteză. Da, e greu, dar nu e imposibil. Da, încercăm să-i dăm la BMW-ul ăsta tot, să scoatem tot din el. Uite cam pe aici, 200 la oră. Aprinde peste 200 lejer. Deci eu nu mai fac griji. Chiar dacă sar eu prost, se poate și mai prost. Iau, deci curbele, știți cum le iau? Prin boschet, prin tot ce prin, ca să tai din drum. Și ai, acum chiar că nu mă mai grăbesc, fiindcă nu mai e nimeni în spatele meu. Adică e în spatele, dar nu aproape de mine. Uite. Aici nu pot zice că am făcut intenționat. Vezi, haideți să conducem, vreți să conducem pe bune acum? Deci haideți să conducem cât de pe bune putem noi, fiindcă ne vor prinde. Da, degeaba, s-a terminat, deci nu mai avem ce conduci. Uiteți și aici luăm o curbă, bam, aici altă curbă, ați văzut ce drifturi? Ați văzut? Și aici ne întoarcem la fel. Ia, mă bagă pe asta la proștește. Și hai să ne luăm piesele pe mașiniță. Buf, mă bag în fața la aștia. Și hai să le și punem piesele. Să punem și să și punem piesele pe mașinița asta mișto. Performance. Frumos. Mamă, ce avem aici? Și eu pe ăstea nu le-am pus? Băi, ești prost? Uite ce aveam eu de pus și eu pe ăstea nu le-am pus pe mașina asta. Eu nu cred. Deci asta poate să dea mai mult atunci. Deci punem rapid piese. Mamă, punem rapid toate piesele astea pe ea și mergem să vedem acum de ce este în stare. Bun, acum că am pus tot, nu mai facem nicio cursă, acum ne vom mai prima, fiindcă suntem la sfârșit episodului. Bun, și acum să vedem de ce este în stare mașina asta. Dăm frumos first person. O, da. O, da. Și să vedem acum, dăm first person. Ia auziți-o. O, da. Bine, gata, haideți să conduc, auziți-o. Foarte frumos curbele luat. Ia auziți-o. Dă-te, bă! Și claxon. Ce curbă frumos luată. Ia, ia. Voiam să stau în curul lui, gen să-l împing așa, să vedem cât se duce. Ia auzi, uitați și interior mișto. Îi dăm cu interior cu tot. Să sară oamenii în sus, prin ăștia trecem. Nu, n-am noi treabă cu ei. Pleacă, mă! Dar sunt mulți ways pe acelea, eu încerc să trecem fix prin ei. Eu asta încerc să fac. Uite și boost, și boost, și boost. O luăm pe aici aparatură, că n-avem pe unde, n-avem pe unde, că sunt prea mulți. Bun, acum. Să știe că trec eu să nu treacă nimeni. Da, da, să duce, să duce, să duce. Cât are? 315 la oră, poate mai mult. Poate mai mult. Poate mai mult, poate mai mult. Nu știu, adică ar trebui, dar... Nu pă, bă, cu amarii ăștia! Bă, NPC-urilor, v-a luat familia, stradă și autostradă! Mă, că înapoi în oraș. Dar poate acum la vale? Să vedem acum la vale. Bun, să vedem un pic și din first person. Cum se duce. Auzați-o, frumoasă din first person. Third person, nu first person. Ascultați. Și cu boost, cât o duc? O duc 400 oare? Cred că aș duce oare 400 cu boost. Nu știu, nu cred. Auzați ce frumusețe. Vedeți? Asta mașină frumoasă, tată. Bine, acum că sunt ăștia pe aici și nu știu în stare să oculesc. Ne mutăm înapoi în first person, fiindcă îmi place mașina asta în first person, ca aspect înăuntru e frumoasă. Ia uite-o. Și acum îi dăm boost. Dă-i să sărim în sus, tată. Fium, 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 fium. Băi, ca prin jaloane trec prin ăștia. Ia uite, auziți-o. Schimbăm viteza.
Mama, am luat 200. E 200. E, vedeți? Normal cu mașina asta. Și am primit niște bănuți. Bun și ăștia. Mai trec pe acolo 200 de ori. E perfect. Bun, lasă-mă acum să-i dau full blană. Cât avem pe aici? 352. Fără boost. Deci cred că prinde 4. Mama, aici n-am fost atent deloc. Deci cred că prinde 400 cu boost. Da? Hai să vedem. Merge. Ar trebui să-i dăm pe undeva, pe unde e loc drept. Dar ce loc drept, mă? Ce loc drept? Pe aici îi dăm. Dacă prinde 400, bine. Dacă nu... Asta n-are, nu pleacă neapărat ciute, dar... Recuperează și ea în timp. Bă, dar eu aș lua curbe, dar de ce pizda, mă? Ti stai pe loc aici. Ai semafor, da? Morții tăi de joc, futu-ți rasa, măti de NPC. Na, dă-i acum, poți să-i dai liniștit. E parcare, ce... A, ăștia sparcați, cu... Ăștia aici că sparcați. Și ăsta, era nu știu dacă murea în mașină, știți? Dădeam mâine să fiu murit. Uite. Bă, e mortală. E mortală mașina asta. E mortală mașina asta. Deci din first person mie mi se pare că, nu știu, conduc mai ușor. Mie așa, aici, te de prinde 400 sau nu prinde 400. Aici, challenge, după, prin buruian, prin buruian, prin boschete. Eu pe aici vreau să dacă îi dau. Prin boschete, off-road. Hai pe off-road, hai să o scoatem, dracu, moare asta. Pe unde o putem scoate și noi? Nu pe aici, în niciun caz. Hai să ne întoarcem atunci. Hai că se ține și pe, și pe off-road bine. Au, ia vedeți. 160 pe off-road e bine. E bine, se putea și mai bine, vă dați seama. Și dăm aici boost. Mamă, ce soare în sus. Eu sunt la volan acum. Oh, da, baby. Oh, yeah. Hai, du-te. Acum nu ne va mai opri nimeni, nici măcar un NPC. Vă promit eu, nici măcar un NPC nu ne va mai opri. Până ajunge la 400, un NPC nici nu ne va opri. Da? Vom ajunge la 400 fără să ne oprim. Normal că nu putem fără să ne oprim, fiindcă ați văzut și voi. Dă-te futu-s rasa ta. Da, băiți, ăsta a fost episodul, ne-am mai plimbat un pic cu BMW-ul. Îi dăm aici blană. Te dăm așa. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, că mă ajută enorm de mult și vom continua cu episoadele de The Crew, normal, dacă vă place. Da, deci dacă vă susținerea voastră în comentarii, like-uri, nu știu ce vizionări, o să continuăm cu The Crew, dacă nu, nu. Eu am fost Dani Vlogam și noi ne vom revedea cu un nou episod, așa că vă pup și să aveți o zi fantastică.